Odată cu întoarcerea fizică în bănci, studenții Universității Ovidius din Constanța și nu numai pot veni mai ușor în sprijinul refugiaților din Ucraina. Instituția a pus la dispoziție, începând de vinerea trecută, 3 săli de curs pentru colectarea și depozitarea ajutoarelor și pachetelor, indiferent de natura sau mărimea lor. Au donat alimente neperisabile, apă. Ocupăm și de colectare și de sortare, dar de asemenea refugiații pot să vină să își ia singur produsele de care au nevoie. În momentul de față este nevoie de produse de igienă, iar o parte dintre voluntari și constanțeni s-au gândit deja la asta și au donat. Avem aici gel de duș, pastă de dinți, spirit și nu în ultimul rând, soluțiile și produsele pentru bebeluși sunt foarte importante. Campania a întâmpinat mici dificultăți în primele zile de la lansare, tocmai pentru că studenții, cei care sunt direct vizați, au lipsit de la școală pentru că orele s-au desfășurat în format online. Însă de miercuri, odată cu încetarea stării de alertă, voluntarii și cadrele didactice speră la o mai mare implicare din partea studenților. Există în momentul de față un formular care circulă pe grupurile studenților în care aceștia se pot înscrie ca voluntari și da, toată lumea care dorește să doneze poate să folosească și Universitatea Ovidius pentru acest lucru. Sălile sunt situate la parter. În momentul în care vor intra în universitate, vor fi coordonați de persoana care se află la recepție. Pentru că voluntarii studenți sunt insuficienți, acțiunea Universității Ovidius a găsit sprijin și din partea Asociației Crucea Roșie, care a relocat o parte din forțele de la celelalte centre de colectare din oraș. La pavilion și după aceea avem sediu Crucii Roșii, piața de la Balada. Toate obiectele donate și colectate vor fi sortate și mai apoi transportate către familiile de refugiați, în funcție de nevoile acestora, spun cei de la Crucea Roșie. Din ce am observat, se caută conservele de pește, apoi zahăr, ulei, făină. Cei care vor să doneze și să vină astfel în ajutorul refugiaților din Ucraina o pot face zilnic la pavilionul expozițional, în intervalul orar 8:20 și la campusul Universității Ovidius din Constanța între orele 13-17.